Sunt puțini giurgiuvenii care dețin autoturisme de înaltă clasă și o capacitate de peste 3.000 de centimetri cubi. Pentru acestea și impozitul este pe măsură. Cei mai mulți giurgiuveni însă au în proprietate mașini cu o capacitate cilindrică de până la 1.600 de centimetri cubi, peste 9.000. Din cele peste 19.000 de autovehicule înregistrate la Direcția de Taxe și Impozite Giurgiu, mai mult de jumătate aparțin persoanelor fizice și nu firmelor, așa cum ne-am fi așteptat. Dintr-un total de circa 19.000 de mijloace de transport cât înregistrează în momentul de față parcul auto din municipiul Giurgiu, mare parte din acestea e reprezentat de mijloacele auto cu capacitatea cilindrică de până în 1.600 de centimetri cubi și mă refer la o cifră undeva în jur de 11.000, deci mai mult de jumătate. Această categorie de proprietăți, mijloacele de transport, generează la nivelul administrației locale impozite anuale de 20-21 de miliarde de lei. Instituția colectoare are o veste bună pentru contribuabilii proprietari de mașini. Începând cu anul viitor, impozitele pentru aceste proprietăți rămân neschimbate, în timp ce dările pentru celelalte bunuri vor suferi majorări. Între 8 lei și 290 de lei vor plăti giurgiuvenii pentru autovehiculele pe care le dețin.